Dacă era doar traficant de persoane, pe fata de acum 4 luni de zile o vindea sau ce-i făcea. Corect. Și nu o omora. Deci este un criminal în serie. În afară de faptul că este un criminal în serie, el recunoaște aceste două crime, într-adevăr, pentru a le ascunde pe celelalte. Sau poate dovezile, Sorin, mă gândesc că erau de necontestat. Dovezile aici. În fața cărora a fost pus astăzi, după ce au găsit gropile cimentate. Iar eu pot să vă spun că dacă se vor continua cercetările, inclusiv acolo, în perimetru ăla, exact, profesorul Butoi a spus că el, după părerea lui, trebuie să mai fie minimum 10 victime, că această activitate de criminală în serie a început când avea în jur de 40 de ani individul ăsta, când a avut conflictele cu soția, că corect, de atunci până acum, probabil că sunt, dânsul zice, minimum 10 victime. Avem 18 dispariții suspecte în zona respectivă. Exact. Este un criminal de tip lup, cum să spun polițiștii. Da. Polițiștii adevărat, nu milicienii ăștia care au fost. Știi că mi se face pielea de găină când aud Sorin, iertată fie-mi exprimarea asta așa brută, dar este cutremurător. Un modus operandi. Este un criminal care își atrage victimele. Și să nu uităm, mă iertați, că e important, pe măsură ce vorbim despre acest caz, este important să conducem la aflarea adevărului, pe de o parte, și pe de altă parte mi se pare extrem de importantă latura educativă, dacă pot să o numesc așa, acestui caz. Poate toți oamenii care au primit în ultima vreme sau în ultimii ani telefoane de la bărbați care spuneau sunt ginerele, fata ta e bine liniștită în Elveția, stai liniștit, nu o mai căuta, poate acum își vor pune întrebări. Poate există alte victime ale acestui individ despre care familiile nici măcar nu știu pentru că au primit un așa zis telefon de liniștire. Stai liniștit, sunt ginerele, fata ta e bine la Milano, lucrează ca menajeră și nu mai interesează de familia ei. Mi se pare important să tragem un semnal de alarmă în acest sens, Sorin. Că acea curte este atât de neîngrijită că au fost lăsate să crească buruienile alea. Tot atâtea argumente că a încercat să ascundă locurile, să mascheze locurile unde a mai ascuns rămăsițe de cadavru. Dar pentru ultimul caz, pentru Alexandra, se spune că a fost ars. Trebuie să vedem în ce condiții anchetatorii cei veniți de la București, pentru că ea de la Caracal, sediul poliției de acolo, trebuie golit, zugrăvit, dezinfectat și aduși alți milicieni. Și sediul procuraturii de acolo? Eu aș începe cu sediul procuraturii. Eu aș începe cu toți, de la prefect până la ultimul om de adică acolo. Demisiile, și nu numai, demisiile vi se par suficiente? Demisiile sau schimbarea din funcție pentru acești oameni? Asta, demisiile sunt niște glume. Deci am mai văzut filmul ăsta în care este scos la pensie. Procedura e așa, ca să știe oamenii ce mizerii plătesc, pentru că oamenii plătesc mizeria asta. Sunt puși, așa zis, la dispoziția Ministerului de Interne, unde și acolo sunt niște domni generali de n-are carul mare câte stele au ăștia, dar n-au prins niciun infractor în viața lor. Sunt puși la dispoziția... Sunt generalii de carton, domnul Bălan. Dos de carton. Iertați-mă, Sorin, oprește-te o secundă, te rog, trebuie să avertizez pe telespectatori că aceste imagini de exclusivitate pe care le urmăresc sunt cu un puternic crunte impact emoțional, sunt niște imagini crunte, vă rog să mă credeți că mi-este foarte greu să vorbesc, deși am avut nefericită ocazie de a comenta astfel de evenimente de-a lungul timpului. M-am simțit atât de rău atunci când a fost înmormântat Ionuț, copilașul sfâșiat de câini, îți mărturisesc, Sorin. Sunt niște imagini cumplite cu familiile distruse de durere și revoltă. Revolta ca autoritățile Mihaela, sunt neputincioase. Trebuie să le dăm, pentru că asta este realitatea. Tocmai pentru aici a fi s-a ajuns, aici duce incompetența, aici duce nepotismul, aici duce prostia. Aș vrea să încercăm să intrăm în legătură cu ministrul de interne, cu cineva, un factor de decizie care ne poate spune, nu știu, că a găsit un nume și un prenume împotriva căruia să depună o plângere penală că din cauza incompetenței s-a ajuns aici. Nu, asta ministrul de interne e de 2 zile.
Nu el trebuie să depună. Nu știu dacă e sigur că da. Îl avem alături de noi, îl avem alături de noi. Sorin, iartă-mă. Extrem de îngrijorată. Iartă-mă, dar avem o mărturie foarte importantă în aceste momente și le mulțumesc colegilor mei. Este vorba de domnul Nelu Geneș, a cărui fată a dispărut în urmă cu foarte mulți ani și care urmărește cu tremurat evoluția evenimentelor de acum. Domnule Geneș, vă mulțumesc că ați acceptat să intrați, să stați de vorbă cu noi. Alo. Bună Alo. Ziua! Vă mulțumesc că ați acceptat să intrați, să stați de vorbă cu noi într-un astfel de moment. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Nu știu cât de bună este pentru noi, pentru cele trei familii. Nu e bună! Nu este bună! Uitați-vă la nemernici, uitați-vă la acești oameni îmbrăcați în uniforma statului, oameni care ar trebui să aibă grijă de drepturile și de libertățile oamenilor, de cetățenilor. Uitați ce au putut să facă din aceste familii. E posibil în România, în secolul 21, e posibil așa ceva. Vreau să vă spun în direct, Am ținut legătura cu familia lui Zemelencu de două luni și ceva. Acele materiale care au apărut, scrisoare deschisă către fosta Carmen Dan, ministra de interne. Am făcut scrisoare deschisă către președintele țării. Au milioane de vizualizări. Numai la urechile lor nu au fost scrise de mâna mea, așa, cu cuvintele mele, așa cum am putut eu să le scriu. Ați primit un răspuns, domnule Geneș? Niciun răspuns. Mai mult decât atât, a rugat pe mama fetei. Dacă nu se face nimic, aveam, deci, tot ce se vorbea la DICOT, știam absolut totul. Erau chemați. Familia, bunicul fetei a fost acuzat, a fost dus la... Deși ceea ce vă spun acum se poate confirma.